Salutare tuturor, eu sunt Daniel, iar astăzi mergem într-un loc mai neobișnuit. Am găsit de curând un mic părău și vom încerca să-l pescuim, să vedem dacă se află ceva în acel părău respectiv. Vedem cum o să iasă. Dacă vă plac clipurile mele, nu uitați să dați like și să vă abonați la canal, deoarece mă aștept pe mine foarte mult la creșterea canalului și, bineînțeles, să le spuneți prietenilor despre mine, bineînțeles, dacă vă plac. Am la mine două tipuri de lansete, una 8-34 grame și una ultralight, 1-8 grame dacă nu mă înșel. Unul și lansetă mai 34 grame, am la Kijonaniera și muleta montată este un Shimano Stradic de 2500. Sigur. Coborăm. Și mergem jos. Și am ajuns la destinație. Gunoaie ca întotdeauna, dar n-avem ce să le facem. Și am ajuns. Vai cât de bine arată. Frumos. Apa de sub de tine nici murdară, nici curată. Pare ok. Pare foarte ok. N-are cum să nu fie pe aici un bibănel. Cel puțin, a? Cine știe. Bun, ce avem noi aici? Ia uitați. Hai să vedem aici ce avem. Bun. Hai să ne și montăm dacă este. Va fi o partidă destul de scurtă, nu o să dureze mult, dar sper totuși să prind măcar un pește, măcar aflăm dacă este pește sau nu în acest părăiaș mic. Cu siguranță, nu știu, am încredere în acest părău, sunt sigur că ceva trebuie să vină. Deci, cum am zis, am un Shimano Katana, o lansetă destul de buget, o găsiți în descrierea videoclipului. Și ce mai am? Unul cu macei mari, ceva tot așa, ceva foarte de buget. Ce îmi place la lanseta asta este foarte flexibil. Adică ce vreau să zic prin foarte flexibilă? La modul acesta. Deci wow. Se îndoaie, n-ai nicio treabă. Am pus la început un bomb de la Delfin. Vedem ce se întâmplă. Cu toate că este apa destul de murdară, aș încerca, doar aș încerca, să dau cu un pic de aromă pe momeală, nu multă, decât așa un pic. Uite, am deja băgat în paharele aici. Ce facem? Un muiem frumos. Luăm așa frumos laturile. Nu mai, mai dăm și noi o aromă la peștișor. Frumos aici. E zis să ne apucăm să facem și noi un lansă, să vedem ce se întâmplă, poate un bibanel, ceva. Trebuie să vină neapărat. Se echilibrează foarte bine asta două. Zici că sunt făcute pentru... Na. Se duce glonț, asta e clar. Asta e o veste destul de ok. Se duce destul de glonțișor. Asta e o veste bună. Clar se... Deci am un jig de 0,3 grame, 0,5. Se duce, nu? Perfect, ce să zice. No, e foarte murdară apa, n-ai ce să zici. Mamă, cât de flexibilă este. Este și greu să arunci, deci e foarte flexibilă. Asta cu siguranță pe râuri este, cred că, perfect.
oricum ceva pe zona aia. În opritura aia. Vânt e foarte puternic. Măi, frate, complicată treaba aici. Pă rău, dar puteai până toate alea. E plus cu vântul ăsta care bate foarte tare. Și când am plecat nu bătea deloc. Incredibil. Opa. No, se duce la modul cel mai serios, deci combo prea bun asta. La prețul său, undeva la, nu știu, cred că 400-500 de lei tot combo. E un combo foarte ieftin, am vrut să-l încerc deoarece n-am pescuit niciodată cu el. Băi, am zis, hai mă să încerc, știți. Cred că... frumos. Nu mă trebuie să fie, n-are cum să nu fie nimic aici. A ascuns pe un tufișul ăla ceva. N-are cum să nu fie. Și un șarpe ar fi bun. Măcar să fie ceva. Opa. Frumos. Poate așa în lung. Cine știe, poate lunga aici merge. Trebuie încercat în toate pozițiile posibile. Eu cred că pe lângă mal ar fi acum. Deoarece a fost frig zilele trecute și astăzi e cald. Și bănuiesc că na, peștii să se ducă mai la mal, deoarece apa la mal e mult mai caldă față de apa mai adâncă. Stau la mal, se mai încălzesc un pic, mai un pic de soare. Eu totul nu o să mă las, chiar dacă nu prind în episodul acesta, o să mai facem episoade, până la urmă trebuie să fie ceva. N-are cum să nu existe pește aici. Uitați, părâul continuă tot până aici. Aici ar trebui să se oprească. Aici se oprește și gen noi toată zona aceea, noi eram undeva pe acolo, în partea aia, vine pe aici, aici se oprește și continuă pe tub până în partea cealaltă, o să mergem și pe acolo. Gen, într-un fel, aceste oprire. Da, ce să zicem? Cred că e ok treaba. Aici arată mult mai fain apa, e un pic mai larg. Și zona asta, la cum arată, pare adânc. Hai să ne încercăm. Nu stricăm. Nu strică să încercăm deloc, chiar așa. Nu cred că stric. Cu siguranță nu cred că stric. Viitor, poate ceva. La urmă, ceva trebuie să iasă. Tubulețul acesta. Îmi place zona. Ce bibănaș? Nu, niciun bibănaș? Are cum să nu fie. Aha, da, e mult mai adânc. Cred că are 70-80 de centimetri aici. Cred că nu mai mult. Da, clar. E mult mai adâncă. Da. Vă zic acum că tare. Da, exact. 50-60 de centimetri are apa aici. Se zice că e bântuit părul acesta, dar înțeleg de ce, probabil de la casa aceea de acolo care arată extrem de înfricoșător, dar cine știe. Tot încercăm. N-are cum să nu fie.
O, ce fain ar fi să prind un pește în tubul acesta. Știți cum facem? Facem în felul următor. Mergem frumos la tubuleț, aici. Punem până sus guma și noi ce facem? Facem așa. No, n-a mers bine. Greșeala mea. Mai încercăm o dată. Să încercăm. Aoleu, ce tare. Super. Îmi place să pescuesc în zone de genul. Chiar dacă nu prind tot, este o distracție anume, este un vibe. Mai încercăm o dată. Aici era bun bait castul. N-am de ce să mint. Hop. Opa, opa. Bun. Hoppa. Încercăm și noi ceva mai ok. Zic că trebuie să fie măcar ceva. N-are cum să nu fie. Nu are cum, fratele meu. Mai dăm aici câteva mâini. În tubul acesta. Hop. Ah. Nu-mi place când lovesc bățul. Ceva s-a întâmplat? Nu cred. N-are nimic. N-a pățit nimic. N-a pățit nimic. Avem puțină, cred că mai avem o oră jumate de lumină cel mult. Cel mult o oră jumate. Da, clar, o oră jumate. Avem. A, cine știe? Hai să dăm și pe aici. Că și pe aici niște zone mișto, dar vezi mai... Știa aia. Și parcă preziceam așa ceva. Ca să înțelegeți, ia uitați. Deci se îndoaie până aici, până la început. E foarte light. Ia uitați. Are o acțiune foarte tare. S-a dus. N-avem. Fier de 0.8. Puțin tragi la el. Cu toate că e și rezistent. E unul destul de rezistent, dar... Totuși e 0.8. Damn. A, e, schimbăm, nu e nicio problemă. Bun, ce avem noi? Punem un quick, simplu. 4, 5, 6. După aia facem așa de 2 ori. Ne înfășurăm în buclă de vreo 3 ori. Cam așa ceva. Strângem. Ce trac. Nodul foarte rezistent. Foarte rezistent și eficient. Mamă, câte de-astea de la... Mamă, câte sunt astea. Dar nu prea ce să fac pe moment cu astea mie. Cu ancorele în zona asta. Vreau să încerc ceva mai strălucitor. Tot ceva de la bomb sau hai să încercăm niște mini crab cu aromă, tot de la delfin. Să știi că ar merge astea. Ce mișto fum, ce mișto miros. Așa. Frumos. Parcă încep așa să cred că e bântuit. Pe bune. Așa. Mamă, ce m-a speriat. A căzut camera.
acum atacăm malurile. E adânc apa aici. Stai să stai, că e mai adânc aici. Și acolo pe unde iese am văzut că e fain. Am mers înainte să vin, am verificat cât de cât, ca să nu zic că nu vin degeaba. Hop. Mamă, greșeala mea. Greșeala mea totală. Măcar acolo ceva mic și piteric. S acolo. Deci nu trebuie foarte tare. Cine știe ce s-ar fi întâmplat aici? Bun. Mamă, bine că am venit cu bicicleta. Că e noroi aici. Mai trec și eu peste noroi. Cu ea. Mă mai ajută. Pe noroi, pe iarbă, acolo. Bineînțeles, dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să dați like și să vă abonați la canal, deoarece până la urmă mă ajută pe mine foarte mult la creșterea canalului și bineînțeles dacă nu vă plac, normal că n-aș putea să mai continui, deci fără voi vă mă alimentați, ca să zicem așa. Îmi alimentați încrederea să continui. Așa că dacă vreți un like care este gratis, acolo pus frumos, e un click doar, dar mă ajută pe mine extrem de mult cu crearea de conținut. Haideți să continuăm. Deja v-am plictisit la vorbele astea. Haide să mergem. Deci altă zonă. Place și zona asta. Place și asta. Frumos. O zonă triplă frumos. Deja începe să se întunece. Bine, mai are un pic. Dar nici mult nu mai are. Cred că în 40 de minute s-a întunecat. Bineînțeles că voi încerca să pescă și pe întuneric. Încercăm și pe întuneric. Până la urmă suntem aici la teste. Poate se trezește o specie mai nocturnă, numit sompitic, care s-ar putea să fie. Până la urmă cred că din cauza asta se cheamă părul fantomă. Așa l-au spus, l-au numit localnici. Clar aici are un metru apă. Mai mult ca sigur. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? O plasă. Pare plasă de pescuit. Să mă uit să... Da, e plasă de pescuit asta. Ia uitați.
o plasă de pescuit. Nu este băgată, dar nici nu e bine că este aici. Ar fi un semn, asta este un semn destul de rău. Înseamnă că se braconează pe zona asta. Bine. Nu, mi se părea și ceva normal. Adică mă așteptam să găsesc plase pe zona asta, sincer să fiu. Ia uitați. Plasă neagră. Mai n-am văzut niciodată așa tipul ăsta de plasă. Foarte, foarte ciudat. N-am ce să fac. Sos copil până la urmă, nu vreau să mă bag în certuri și alte panorame de genul. Până la urmă am 16 ani. Nu vreau să mă bag pe moment. Toate că aș face. Chiar îmi vine să fac chestiile astea, dar nu, 16 ani până la urmă nu pot să mă bag cu niște țărani, ca să zicem așa. Ca să nu-i numesc cald cumva. Asta e. Mă. Întrebarea este, oare pot să merg mai în față? Că de noroi este. De noroi. Cred că asta e singura zonă care putem să mergem. Mai în față e. Continuăm treaba. Bun. Ce zone e mai complicăcioase. Nu cred că o să fie așa ceva, dar am zis, băi, haide să încercăm, adică, până la urmă. Și mai continuă, deci noi, din ce am pescuit astăzi, este chiar o foarte mică parte din tot părâul acesta, foarte lung. Avantajul la zona asta e mult mai adâncă. Am verificat și este mult mai adâncă față de zona mai devreme. Așa că poate un mic peștișor, ceva, trebuie să iasă până la urmă din cușca. Da, ce să zici? Ce să zici, ce să faci? Băi, au tras, băi, nu cred. Opa. Ce-a fost aici? Opa. Ia stați un pic. Ia stați o secundă, că era o mârliță. Stați o secundă, stați. Stați că mi s-a schimbat o secundă dintr-o dată. Ale, era un pește. El era un pește, pe bune. Și nu era micuț. Micuț. Nu era nici mare, dar nici mic. Asta clar. Poate era pește. Mărlițușcă. N-am văzut ce era, dar cred că s-a auzit și în filmare. Sunt sigur că s-a auzit în filmare. Peștele. Dacă e mărliță și îmi intră în la guma asta, e urâtă treaba. De ce? Având un fir de 0.8, nu prea am și nicio șansă, da. Super. Chiar mă bucur că măcar am văzut ceva mai răsărit aici. Chiar nu mă așteptam să am activitate azi. Bine, am avut 2-3 atacuri, dar nimic serios. Cam atâta pentru astăzi. Din păcate n-am reușit să prind nimic, am avut cei drept câteva atacuri, am văzut pește, am confirmat că este pește măcar, ceva este, dar n-a fost ziua lor astăzi, sau ziua mea. Sper că v-a plăcut acest clip, sper că nu v-am plictisit și bineînțeles, dacă vreți să susțineți canalul,
Este gratis și puteți să o faceți prin 3 simpli pași. Apăsați pe like, un apăsat foarte ușor, vă abonați, nu costă nimic și bineînțeles să le spuneți prietenilor despre acest canal, deoarece pe mine mă ajută extrem de mult. Fără voi nu-s nimic eu, deci nu știu, fără comunitatea voastră și tu care te uiți în acest moment, să știi că mă ajuți extrem de mult cu acest canal. Chiar mă bucur foarte mult pentru susținerea ta și da, ce să mai zicem. Până data viitoare, Daniel salută, pa, pa!